vedete. Da, despre vedete vorbim, despre vedete și despre un subiect pe care multe dintre ele evită să-l dezbată în mod public. Operațiile estetice sau intervențiile. Ana Morodan, recunoscută de altfel pentru sinceritatea și umorul ei, se mândrește cu intervențiile chirurgicale pe care și le-a făcut și vorbește deschis despre ele cu fiecare ocazie. Și chiar recunoaște că sunt parte din imagine, imagine pe care a construit-o și a transformat-o de ceva vreme într-un brand. Are sute de mii de urmăritori în online și știe că orice spune sau face îi poate influența pe cei care o iau drept model. Are o frumusețe care iese din tiparele clasice, dar la care și ea a contribuit cu ajutorul intervențiilor estetice, toate asumate. Ana Morodan nu e adeptă jumătăților de măsură nici când vine vorba despre schimbări de look. De la brunet a trecut la blond platinat și nu s-a oprit aici. Am multe intervenții, făcute toate cu cap, dar e foarte important de subliniat că atunci când îți faci acid hialuronic, să spunem, acid hialuronic nu e o substanță, nu e o substanță care să te țină o viață și atunci trebuie să-l refaci de câte ori este necesar în funcție de tonusul corpului tău, de tipologia ta de piele, dar am multe, am niște fire pe aici, am acid hialuronic aici, aici, în pomeți, în buze. Pentru orice schimbare a cerut însă sfatul specialiștilor, căci deși chirurgia plastică poate părea cea mai simplă metodă de a ne modifica trăsăturile de care nu suntem tocmai mulțumiți, trebuie să știm întâi de toate riscurile, beneficiile, dar și limitele unor astfel de proceduri. Cu siguranță nu am fost lăsată de capul meu, adică dacă eu am venit cu o idee că vreau să-mi fac buzele atâta, nu mi s-au făcut atâta. Am tăvălit pe jos și am fost trimis acasă. Mulți pacienți mă întreabă dacă o să fii dependent de proceduri estetice. Dacă vorbim despre sănătate, dacă vorbim despre dependență, pacientului nu. Dar noi ne obișnuim să arătăm bine. Și asta este foarte important pentru că, de fapt, acest tip de proceduri îmi dă fericire, îmi dă siguranță în tine și tu ești mai deschis și ai mai mult succes. Și acesta este, de fapt, cel mai mare avantaj al intervențiilor estetice, dar există și reversul medaliei. Dacă rezultatul nu este pe măsura așteptărilor noastre, ne putem confrunta cu episoade de depresie. În momentul în care simțim că timpul își începe să-și arate semnele, trebuie să consultăm un medic. De obicei, pacientele vin ori să-și facă buzele mai mari, ori deranjate de un șanț nazolabial. În momentul acela trebuie să explicăm pacientului care este principiul de bază, proporție, naturalețe, respectarea anatomiei și minimalizarea complicațiilor. De obicei, schimbările sunt realizate cu ajutorul acidului hialuronic, cea mai utilizată substanță de augmentare a buzelor prin injectare, cel care are și alte roluri în lumea medicală. Acidul hialuronic poate trata articulațiile sau vindeca rănile de pe piele. Ce alte intervenții mai vrem să-ți faci, David? Tot. Tot. T-O-T aș vrea să-mi fac. Tot. Sugestia mea este să căutați specialiști care realmente vă explică și vouă, au grijă cu adevărat de voi. Că, repet, noi suntem femei, luăm pe cărare, nu? Că noi nu mergem să ne cumpărăm rochie, ne cumpărăm 10. Nu? E așa, vii și la clinică de genul ăsta. Vii să-ți faci o chestie mică, dar tu, de fapt, când ajungi aici și vezi diferența, vrei să-ți faci 400. În afara procedurii de augmentare a buzelor, acidul hialuronic mai poate fi folosit de către medici pentru remodelarea nasului, pomeților, bărbiei, a liniei maxilarului, dar și pentru umplerea ridurilor. Datele arată că cele mai căutate proceduri cosmetice sunt implanturile mamare, urmate de liposucție și de intervențiile la nivelul plapelor.